Bine v-am regăsit, dragii mei. Vorbim de un nou consult medical, o nouă verificare medicală pentru șoferi, un nou filtru pentru a obține permisul auto. Este vorba despre controlul medical la pneumolog și ce ar putea pune în pericol condusului. Bine, teama de apnee. Este vorba despre acel moment în care te sufoci și pur și simplu poți să leșini, să nu mai poți, desigur, deține controlul la volan. Este bine că aceste filtre sunt din ce în ce mai dese și că permisul auto nu se dă așa oricui, fără o verificare înainte. Sunt controlele medicale, au fost și știri la televizor, ceva așa care se face și de la sine înțeles. Te duci, îți faci controlul și e clar, nu știu dacă a fost cineva respins. Cui sau câte au fost cazurile de șoferi care au fost respinși din cauza problemelor medicale în a mai putea conduce autovehicule. Cert este că trebuie să ținem seama și dacă s-ar putea să fie cât mai severe aceste controle, cât mai amănunțite, pentru binele șoferilor, pentru binele persoanei în cauză și pentru binele participanților la trafic, binele nostru colectiv, pentru că sunt din ce în ce mai multe accidente și oamenii au din ce în ce mai multe probleme medicale. E bine să ținem seama de ele, să nu le ignorați. Este bine ca voi înși vă să vă cunoașteți problemele medicale și să realizați că prin a le ascunde sau prin a le minimaliza, nu vă faceți vouă un bine și nici de cum nici celorlaltor persoane. Mare atenție, țineți cont de asta, au fost nenumărate cazurile în care oamenii au avut tot felul de tulburări sau probleme medicale și s-au produs accidente. Ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, o zi minunată, vă doresc!